Ce faci? Nu intri? E foarte bună apa. Nu. Nu cred că mai trebuie să fim văzut împreună. Nu. Tudor s-a liniștit. Și-a dat și el seama că devenise paranoic. Dar e paranoic? Pozele alea erau niște prostii. Nici măcar nu vorbeam unul cu altul. Poate atunci, dar după, Sonia ne bate în joc de un om care nu iubește pe amândoi. Și eu ce să fac? Ce să faci? Îl iubești? Da, îl iubesc. Dar te iubești pe tine. Sonia, nu, nu. Gata, trebuie să mă oprim. Nu pot să o mai ascund. Și ce facem? Nu știu ce facem. Cum nu știi? Văd că deja te-ai decis. Nu vreau să ne mai vedem. Gata. Nu. Nu. N-ai cum să mă oprești. Ba da. Ia vine. Vină puțin. Vină aproape. M-ați chemat. Da. Ia loc, te rog. Ce faci, Camin? Bine. Camin, eu te știu de mica și am crezut că poți să ai încredere în noi. Da, am. Și vă mulțumesc pentru tot. Ziceai că vrei să mergi la școală. La o școală de asistente. Da, vreau. Păi și cum o să faci asta și să crești un copil în același timp singur? Ce copil? Deci nu pot să cred că au venit cu prostia asta la voi. Camin, te rog, ia loc și spune adevărul. Ce adevăr? Oricum nu mă credeți. Dar este adevărat că ți-e rău și că vomiți? Camin, e adevărat că te-ai văzut cu un băiat din vecin pe ascuns, pe vapor? Nu! Nu, asta e o minciună! Katia l-a văzut. Katia? O credeți mai mult pe Katia decât pe mine? Bine, atunci o să mergem la doctor. Pentru ce? Ca să aflăm adevărul. Dar de ce nu mă puteți crede pur și simplu? De curând, Ana a făcut o mare prostie pentru că i-am oferit prea multă încredere. Așa că nu te supăra, nu mai pot avea încredere în nimeni. Bine, și dacă eu refuz, ce o să-mi faceți? Te rog, fii înțelegătoare. Dacă tu spui adevărul, înseamnă că am exagerat noi. Exagerat? Pe bune? Mă umiliți, mă faceți mincinoasă și eu doar... doar ați exagerat, nu? Cami, calmează-te. Nu vrem decât să te ajutăm. Dar nu am nevoie de ajutorul vostru, nu? Și dacă vine cu bătaia voastră de joc. Frumos. Deci gata, ajunge, vă bateți joc de mine și chiar n-am de gând să accept chestia asta. Cami! Petru! Sonia! Cum e apa? Foarte rece. Nu e bine să intri acum. Oricum nu voiam să fac baie. Îmi căutam cătușele. Le-ai văzut? Pentru ce trebuie ție cătușe? Am nevoie de ele. Mi-a făcut un coleg o glumă proasă și vreau să mă răzbun. Du-te! Da, s-ar putea să fie în fosta mea cameră. S-ar putea. Du-te și caută-le. Da. Hai, repede, repede! Gata, nu ai problemă. Unde pleci?